Regal fotbalistic sâmbătă după masă pe stadionul Dacia din Orăștie cu ocazia disputării finalelor fazei județene a Cupei României. Spectacolul a început cu finala juniorilor U19 în care CFR Simeri a învins cu 1-0 pe Jiul Petroșani, unicul gol fiind marcat de Bustan la jumătatea mitanului secund, deși formația din Valea a avut mai mult inițiativă. Deși supărat pentru înfrângere, fostul mare fotbalist Damian Militaru speră ca în curând câțiva tineri să-i calce pe urme. Damian Militaru a jucat curajos, dar știi mai bine că noi mingea rotundă n-a fost să fie pentru voi azi. Cum a fost jocul? Normal că fotbal nu tot timpul câștigă cei care au ocazii mai mari. Fericit echipa adversă pentru joc, dar eu cred că azi merita mai mult. Ce vezi, cum vezi actuala generație? Pe cine vedem călcând pe urma ta? Aș vrea cât mai mult, dar vedeți că din ce în ce e mai greu. Eu sper că în curând să apară cel puțin 3-4 fotbaliști, nu indiferent de unde, Ujiu, Simerea, Deva, adică să fie din județul Hunedoara. Competiția a fost organizată în premieră de Asociația Județeană de Fotbal Hunedoara pentru a le oferi mai multe meciuri juniorilor și cel puțin după desfășurarea finalei, alegerea a fost una inspirată. Am avut inițiativa anul acesta pentru a oferi posibilitatea copilului să aibă jocul juniorilor 19, respectiv să inițiem o nouă competiție, Cupa României. Din păcate, au fost doar 4 echipe participante, dar s-a dovedit de a fi niște meciuri foarte frumoase. Am luat parte la această competiție, Vitorul Șepuș și Cultura Pui, care au ieșit după la păsărea finală. Și astăzi, în finală, ce vreți Simeria cu Jiul Petroșani. Așa de frumos, câștigat de Simeria, dar foarte echilibrat. În tabăra câștigătorilor a fost firesc fericire mare, mai ales că pentru unii jucători finala a reprezentat ultimul lor meci la juniori. Mă simt bine, a fost greu, un meci decisiv și o echipă foarte bună. Mulțumim AJF Hunedoara pentru competiția nouă creată și ne bucurăm că suntem primii care o câștigăm și e chiar ca un final de scenă. 2003 am avut 4 băieți de 2003 care și-au terminat junioratul, astăzi a fost ultimul lor meci și am terminat cu bine și le dorim succes mai departe la senior unde vor juca. Finala seniorilor, în care s-au întâlnit Gloria Georgiu și CSM Vulcan, prima echipă câștigând cu scorul de 5-3, au oferit un show total încă de la început. În minutul 7, Vulcanul avea 1-0 după ce Belei a transformat un penalti, iar câteva zeci de secunde mai târziu, Georgiu scrie prin Ciucurescu, însă golul este anulat pentru offside. Apoi, cei de la Georgiu egalează prin Marc în minutul 22 dintr-o lovitură liberă și, deși s-au ratat mai multe ocazii, la cabine se intră cu scorul de 1-1. La începutul părții secunde, Georgiu trece în avantaj Ciucurescu, transformând un penalti și acesta corect acordat, dar la mijlocul reprizei Vulcanul egalează tot prin Belei. Același jucător are o bară în minutul 70 și acela pare să fi fost momentul psihologic al jocului spre supărarea celor de la Vulcan care au pierdut și finala de anul trecut. Nici sezonul ăsta n-a fost să fie să meargă cupa la Vulcan. Meci a fost superb, ce-i drept. Ce s-a întâmplat? Da, din punct de vedere al spectacolului sportiv, cred că a fost o reușită. Dar pentru noi cei de la Vulcan a fost un coșmar. Deci, în momentul în care conduci 1-0, la 2-2 ai o situație mare de gol. Deci, bara care a fost, iar în ultimele 7 minute să iei 3 goluri este incredibil. Niște greșeli inacceptabile la nivelul chiar Ligii a 4. Nu se poate așa. Așa nu ai cum. Ajungem până aici doar în faza finală, nu reușim să concretizăm, nu reușim să trecem, să facem acel pas decisiv. Aproape imediat cei de la Georgiu trec în avantaj prin reușita lui Cârdei, iar Vulcanul, pentru care a apărat tot meciul, Traian Jalon Câmpean, născut în 1968, iar spre final a intrat și fostul prim divizional Ion Radu, cu un an mai tânăr decât portarul, nu mai reușește să intre în joc. Pe finalul jocului, rezerva Răcean limpezește lucrurile făcând 4-2, dar și cele 5 minute de prelungire au mai adus 2 goluri. Pentru început a marcat tot Gloria prin Bojoni după o superbă acțiune personală pentru ca Belei să marcheze al treilea său gol din meci, tot din penalti, stabilind astfel scorul final de 5-3 pentru Georgiu, care cucerește în premieră trofeul. Gabi Cotor în primul sezon la Georgiu, primul trofeu, cum a fost? Așa este, a fost un trofeu foarte muncit. Am avut multe probleme în ultima perioadă, dar până la urmă, la jocul de astăzi, am făcut o treabă bună, ne-am unit foarte mult, ne-am dorit foarte mult trofeul ăsta. Pentru mine este un trofeu foarte important și, în primul rând, am intrat în istoria clubului Georgiu,
cu primul trofeu câștigat. O contribuție la victoria celor de la Gloria Giorgio a avut și inimoasa galerie care a însoțit echipa la finala de la Orăștie. Cei de la Gloria, prin vocea capitanului Constantin Vișan, care are 43 de ani și a jucat la nivel mult mai înalt, speră să aducă adversari cât mai puternici la Giorgio în faza națională și consideră că dacă ar veni o formație de primă ligă în orașul stațiune, ar fi ceva de vis. Veți intra în faza națională a Cupei României. Până unde vreți să ajungeți? Am fost și cu șeimul băieța, cum am zis, am adus pe Pandurii, doi Târgu Jiu, cum era atunci în Liga a doua. Sperăm să aducem o echipă, Liga a treia, dacă și poate mai bine dacă ar fi Liga a doua. Este o competiție a surprizelor. Te gândești să vină și o echipă de Liga întâi la Giurgiu? Ar fi wow pentru noi, ar fi wow, ar fi ceva meritat pentru primarul orașului, care se implică foarte mult în a gestiona treburile cum trebuie la clubul nostru și a ne crea toate condițiile. Ar fi ceva de vis. Faza națională a Cupei României, care în acest sezon se va desfășura într-un nou format cu etape regionale, va începe pe 6 iulie.